de prețuri până la scandalul ăsta monstruos cu 3 morți. Se pare că opinia publică e în continuare dispusă să aibă încredere în actuala majoritate parlamentară. Un sondaj curs primul pe luna ianuarie, pe 2023, arată în felul următor: cu cine ar vota românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare? Partidul Social-Democrat 36%, o creștere surprinzătoare pentru un partid aflat la guvernare. PNL 22%, o stagnare după o revenire în urma plecării lui Câțu și lui Orban. AUR într-un mic reviriment, de la 12% la 14%, USR în scădere 8%, UDMR, PMP și PP-USL. Sunt elemente care ne arată că în continuare această coaliție are sprijin popular serios, Mircea. Da. Pe mie mi se pare cel mai interesant, dintre multe lucruri interesante, cum ar fi creșterea PSD. Ok. Tare, dar mi se pare mai interesant scăderea USR. Păi da. Asta mi se pare. Deci USR este partid de opoziție. Da. În momentul ăsta, nu? Da. Așa. Deci teoretic ar trebui să capitalizeze, pentru că guvernarea erodează. Guvernarea, oricum, e felul în care e, felurite feluri, iată, așa, și ar... Bun, de ce scade totuși USR-ul? Pentru că, iar explicația pe care mi-o dau eu mie, de ce scade USR-ul? Pentru că ei sunt încremeniți în proiectul lor. Ei, în afară de a plagiat, a plagiat. Nu-i mai pasă nimănui în România de asta cu plagiatul. De la plagiatul lui Codruța Chioveși, care a fost albită în felul acela odios din punctul meu de vedere, s-a terminat cu tema plagiatului în România. Nu mai interesează pe nimeni. Ei, în continuare, și până organele lor de presă, a plagiat, a plagiat. Ok, nu interesează pe nimeni, au 8%. S-au mai și rupt. Să vină procurorii, procurorii. Una, orice lucru, de orice se întâmplă, reacția lor e procurorii, procurorii. Ok, în afară de asta cu procurorii și cu plagiatele. Altceva? Nu! Bun. 8% s-au mai și rupt, că au plecat oamenii lui Cioloș. Și s-au dus unde, la PSD? Nu. Deci... într-un partid care nu apare nici măcar în aceste sondaje. Spun, deci... da. E o fotografie de etapă, ca orice sondaj politic, desigur. Mi-a atras atenția, recunosc că este pe 1067 de oameni care au răspuns. Deci e un sondaj mic. Aștept un sondaj ceva mai serios ca să pot să fiu convinsă că cifrele sunt... E standardul de șampion. Da. Sondajele pe un șampion mai mare arată diferit, Adrian? Păi fotografia asta e corectă din ce știm de la alți sociologi, din evaluările... Cam toate sondajele până acum dau cifrele astea, care într-adevăr sunt surprinzătoare pentru o coaliție care în principiu a lovit atât de des cu stângul în dreptul, încât ai aștepta să fie o loagă și să nu mai poată să se deplaseze spre Palatul Victoria. Exact. La nivel de doctrine, desigur. Și cu o opoziție care deși a fost cât de cât gălăgioasă, nici ea nu capitalizează. Adică, uite, de pildă AUR, care dă bine de rău și a rupt plămânii. Adică te-ai fi așteptat să fie rachetă, atenție, să se ducă. Atenție cu AUR. Numai că... și rândul trecut erau măsurați în sondaje că nu intră în Parlament și au intrat. Da, sigur. Aici e un fenomen mai ciudat. E adevărat. La ei e un fenomen mai ciudat. Dar, într-adevăr, toate sondajele de la toate casele care au măsurat până acum dau aceste procente în marge de 3-4% în plus sau minus, de pildă, în unele PNL-ul era sub 20% și era mare panică, mare îngrijorare în Partidul Național Liberal. Altele dădeau, într-adevăr, procent ceva mai mare la AUR și se estima că asta va fi marea surpriză a lui 2024. Eu nu mă uit la procente, cât mă uit la concluzii. Concluzia e că nu prea avem opoziție. Deci nu avem opoziție. Păi, altă concluzie... opoziție, că uite, societatea și de AUR, Mircea Badea a vorbit de USR. Câtă vreme un partid aflat la guvernare crește pe crize, ăla e perceput de și el la guvernare ca fiind în opoziție, ca fiind cu ăia care, cum să zic, ar trebui să critique puterea. Păi poate asta e percepția. E bună guvernarea și de aia crește PSD-ul. Stai, domnule, puțin, că nu e chiar așa. Păi de ce nu crește și PNL-ul? Că e împreună cu el la guvernare și are premierul. A stagnat, nu e așa, păi de vizibil. Are premierul, deci driverul ar trebui să fie. Bun, și atunci, după dincolo. Logica asta, după logica la rotație asta, se schimbă treaba? Aici vreau să ajung, s-ar putea să se întâmple niște calcule cu privire la rotație acum. Nu va fi nicio rotație. Asta s-ar putea să se
întâmple exact ca la Schengen, nu intrăm în Schengen, nu va fi rotație. Ok, doi. Vreau să vă mai spun că în momentul în care se întâmplă treaba asta, apetitul unora care își dau seama că n-au cum să crească peste ce cresc ceilalți, pentru o nouă formulă identică de guvernare, va fi foarte mare. Prin urmare, așteptați-vă să perpetuăm chestiunea asta teoretic încă 4 ani. E foarte posibilă treaba asta, tot așa, fără opoziție, cu o încredere păi, foarte scăzută în Parlament, câtă vreme în toată lumea. Pe Băsescu l-au votat o dată și l-au mai votat a doua oară. Păi Iohannis l-au votat o dată și l-au mai votat a doua oară. Adică de ce e surprinzător? Și cu ce procent l-au votat a doua oară? De ce e surprinzător că s-ar valida o nouă formulă de guvernamentare care a fost, de guvernare care a fost la fel de validă ca și mandatul 2 al lui Băsescu? Pentru că împreună, indiferent cât iau, tot fac peste 50 și ceva la sută. Totuși despre Auraș mai vreau să spun. De ce totuși? Bun, de la 12 la 14, înțeleg. Adică e o creștere spre deosebire de USR unde au scăzut... De la 12 la 8. De ce nu a crescut Aur? Pentru că nici ei nu vin cu nimic substanțial, adică nu vin cu nicio măcăneală mai meșteșugită. Vin cu niște înjurături foarte simpliste. Da. A furit! Hoțule! Hoțule! Și cu... asta te poate aduce la un 14%, dar mai mult de 14% e nu. E nivelul lui Dan Diaconescu, deci cam atât ăsta e nivelul. Dacă prestația ta politică se mărginește la hoțule, hoțule, deci, ești furat, noi suntem patrioți și avem țari și mâncăm brânză și facem nu zanfirei, poate ajunge la guvernare pe scopurile astea. Da, totuși, dacă mai putem să vedem o dată graficul cu ajutorul lui Marius, dacă putem să-l mai vedem o dată, vreau să remarcăm pe în ultima... 10 secunde exact, pe ultima poziție, da, pe ultima poziție, totuși, încremeneala lui PMP. Partidul Băsescu la 4%, adică da, totuși, deci, înțelegi? Deci ăștia sunt, deci, nu mai au lider, nu mai au pe nimeni, deci nu mai există. Deci nu mai există partidul ăsta. Singurul care spirit mai mișcă e Eugen Tomac pe la Bruxelles, acolo mai clămpăne. O stare de spirit, sau de spirit. Da, de asta zic, în rest, ei rămân la 4%, nu, deci, cred că de ei sunt ca soldatul ăla japonez la 20 de ani găsit în pădure, care încă era în mintea lui pe front, deci ei cred că n-au aflat că nu mai există. Asta spun, adică PMP n-a aflat că nu mai există. Luăm publicitate și revenim cu niște știri și imagini foarte interesante pe care nu vreți să le ratați, credeți-mă. În câteva minute vă așteptăm.